Bună ziua, dragi invitați! Bine ați venit astăzi la o mare sărbătoare, spun eu, a școlii noastre, dar nu numai. Eu spun că o sărbătoare a întregii țări. Ne-am propus astăzi să aniversăm 25 de ani de când s-a înființat alternativa educațională Step by Step în România. Cu această ocazie am bucuria de a vă vedea în sală pe cei interesați de acest domeniu, de această alternativă a învățământului românesc, și am bucuria de a vă prezenta niște invitați de seamă. Mă simt onorată că sunt astăzi alături de noi și ne vor spune lucruri foarte interesante din acest domeniu vizat de noi astăzi. Le urez bun venit oaspeților noștri, apropiați ai școlii noastre și oameni dedicați învățământului, de la care avem multe lucruri de aflat și de învățat. Așadar, dați-mi voie să vă prezint pe musafirii noștri de astăzi. Domnul profesor universitar doctor Ion Alculescu, directorul Departamentului de Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Bun venit, mulțumim pentru prezență. Alături de dumnealui se află domnul conferențiar universitar doctor Horațiu Catalano din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. De asemenea, dați-mi voie să vă prezint pe domnul profesor universitar doctor Cristian Stan din cadrul aceleiași universități, domnul lector universitar doctor profesor Dragoș Viorel, directorul extensiei Sighetul Marmației, care este astăzi însoțit de o mare parte dintre studenții din cadrul acestei extensii. Bun venit și vă doresc să învățați lucruri bune și să vă simțiți bine astăzi alături de noi. Avem onoarea, de asemenea, de a o saluta și de a ura bun venit doamnei inspector școlar pentru învățământ primar, doamna Smaranda Florean, de la Bistrița Năsăud. Inspectoratul Școlar Bistrița și Universitatea Babeș-Bolyai sunt partenerii noștri în cadrul acestui proiect care se află la început și ne dorim să fie un început de bun augur și să țină multă vreme de aici încolo. Urez bun venit altor apropiați ai școlii noastre, domnii inspector școlar din cadrul Inspectoratului Școlar Maramureș, doamna Mariana Ferțigan, inspector școlar pentru învățământ preșcolar și totodată responsabil al alternativelor educaționale din cadrul Inspectoratului Școlar. Bun venit și mulțumim pentru prezență! De asemenea, tot din partea Inspectoratului Școlar se află astăzi alături de noi domnul inspector Horațiu Dan Vescan, sighetean de-al nostru cu care ne mândrim. Nu pot să nu vă prezint, în sală este o altă prezență caldă și care va avea multe lucruri interesante de împărtășit astăzi, doamna formator național pe alternative educaționale, doamna Cristina Catalano. Bine ați venit! Pentru început, înainte de a da cuvântul invitaților, dați-mi voie să vă întâmpinăm, așa ca niște gazde bune, cum vrem noi să ne considerăm, cu un scurt moment artistic prezentat de corul consacrat deja al școlii gimnaziale George Coșbuc, un cor cu care ne mândrim, cu rezultate foarte frumoase la concursurile județene și naționale. Yeah.
bine că în școala de astăzi există preocupare pentru starea de bine a elevului. Păi, dacă obișnuim să vorbim în termen de binomul educațional, desigur, elev-profesor, de ce nu ne-ar interesa și starea de bine a dascălilor? Și eu vă mărturisesc cu sinceritate că de vreo 3 zile experimentez starea de bine prin școlile Maramureșului, împreună cu colegul Viorel Dragoș și, sigur, alți colegi din școlile unde am avut aceste experiențe. După cum a început manifestarea, copiii cred că va continua această experimentare a stării de bine, cel puțin din partea noastră. Sigur, simpozionul de astăzi este dedicat celor sărbătorii celor 25 de ani de funcționare a alternativei Step by Step, dar eu l-aș privi într-un cadru ceva mai larg. Viața unei școli nu se reduce la lecțiile ținute între sunetele clopoțelului de intrare, respectiv de ieșire. Cu siguranță și în cazul copiilor care frumos ne-au cântat, e o dovadă că se merge mult mai mult în afara activităților respective. Sigur, în ce privește pe dască, astfel de manifestări binevenite. De fapt, iarăși sunt o dovadă a acestei realități și până la urmă a avantajelor pe care cu siguranță le conștientizați cu privire la astfel de întâlniri. Sigur, acum dacă e să-mi rezum sau să invoc doar alternativa step by step, aș îndrăzni eu să vă spun cea mai de succes din țara noastră, pentru că mai sunt și altele, dar care nu au avut, cred eu, dezvoltarea pe care a avut-o STEP-ul, din multe motive, nu le voi invoca, pentru că nu cred că ne-am întâlnit ca să-i cârcotim pe alții. Sigur că astfel de manifestări sunt prilejuri de a vă prezenta în fața celorlalți. Sunt prilejuri de deschidere, de exprimare, de cunoaștere, pentru că am promis că nu voi cărcoti, dar totuși anumite lucruri trebuie spuse, închiderea și impermeabilitatea la intruziuni din exterior, sigur că nu este benefică. Poate, una din cauzele acestei reușite a STEP-ului, tocmai de acolo vine, din totuși un plus de deschidere, un plus de intercomunicare cu, în primul rând, cu învățământul tradițional, iar știm prea bine că din STEP au fost împrumutate și sunt activități zilnice, uzuale, inclusiv în învățământul tradițional. Întâlnirea de dimineață, activitățile pe centre și, sigur, multe, multe altele. Dar acum, rămânând cu aprecierea strict la cadrul restrâns, mă gândesc că sunt doar cei interesați de STEP, poate sunt și colegi din învățământul tradițional de față, în orice caz sunt viitor dascăli de față și poate unii dintre ei vor alege, vor avea această opțiune pentru STEP. E un prilej de a schimba idei, de a prezenta și discuta bune practici specifice, sigur, alternativei step by step. În ce ne privește pe noi, și le mulțumesc colegilor pentru că sunt prezenți, le mulțumesc colegilor mult mai tinere de la extensia noastră, sigur, că au răspuns prezent. Sigur, noi am avut un astfel de răspuns pentru că suntem interesați de relația cu lumea școlii, de relația cu comunitatea și atâta vreme cât avem în orașul Sighet această extensie, pregătim viitorii dascăli pentru școlile Maramureșului, sigur, nu puteam lipsi.
Suntem prezenți și în alte locuri unde nu avem extensii, pentru că, da, noi vedem ca fiind folositoare, inclusiv nouă, o astfel de întâlnire. Încă o dată felicitări pentru organizare, mulțumim pentru invitație și starea de bine să ne posede lume de seară. De ce nu și zilele următoare? Ziua de astăzi este o zi încărcată emoțional pentru mine personal și vă spun de ce. Am două argumente. Un prim argument este faptul că mă aflu într-o școală care are ca mentor pe George Coșbuc. Sunt născut, crescut în bordoul lui Coșbuc și în casa memorială George Coșbuc, pot să zic că mi-am petrecut primii ani din viață, având în vedere că tatăl meu a fost custodele muzeului aproape jumătate de secol. Ieri, al nostru Coșbuc, a împlinit 100 ani de la plecarea, destul de prematură, zic eu, nici 52 de ani, împlinea în septembrie 52 de ani, a plecat destul de repede, la 51 de ani, la în locuri mai luminoase, probabil. Și al doilea motiv este legat de step. Eu am stepul în suflet din anul 4 de studenție, adică din 1995, de când profesorul Viorel Nicolescu, o parte dintre noastră l-ați și cunoscut, mi-a declanșat un insight, o iluminare legată de alternative în general și în mod special sunt fan al alternativelor step by step și Montessori. Vorba domnului profesor Arbulescu, nu înseamnă că avem ceva cu celelalte. Noi cei prezenți aici din cadrul universității în mod sigur susținem toate alternativele, dar alternativa step by step mă mai leagă și afectiv. Că soția mea este de mulți ani în step. 17 ani, cred că, nu, doamne inspectoare? 18 ani împreună. Cam așa. Deci aproape 18 ani în step. De ce step? Păi sunt foarte multe argumente. Astăzi nu pot să fac decât un laudatio step-ului. Chiar dacă nu sunt jurist de profesie, pot să pledez pentru step cu toată ființa mea, pentru că step-ul are foarte multe argumente care ar putea să ne lase deoparte cu gândul la marile sisteme finlandeze, daneze, japoneze, de care vreți dumneavoastră, pentru că step-ul se poate plia pe patrimoniul nostru istoric și cultural extraordinar de bine. Avem o grămadă de avantaje pe care putem să pledăm, să, repet, să fac un laudațiu desăvârșit al step-ului. Argumentele de tip cognitiv, mai ales că avem aici confrați mai tine, sunt o grămadă de elemente care duc, ne scot din zona cunoașterii de tip declarativ, că noi, fie vorba de noi, suntem niște vehicule ale cunoașterii, transportăm cunoașterea declarată de alții spre copiii noștri. E, în step, cunoașterea devine procedurală, este acțională, este experiențială de foarte multe ori. Avem argumente motivaționale. Copiii din step știți foarte bine, cei mai mulți, cei care nu știți, vă invităm în clasele de step, au smiley pe față. Sunt copii mai liberi, nu sunt constrânși. Doamnele învățătoare, cele care, desigur, sunt cu toată ființa lor în step, pentru că out of record trebuie să spun că mai există și stepiste conjuncturale, dar nu le luăm în seama astăzi. Cei care sunt dedicați, într-adevăr, stepului, nu sunt bosomorâți, nu sunt bosaci. Nu sunt, n-au lincezit în zona aceasta a educației, pentru că nu-i lasă abordări, nu le permite abordarea aceasta, repet, foarte stimulativă. Avem argumente estetice. Uitați-vă cum arată clasele de step și cum arată alte clase, pentru că trebuie să precizez, step-ul nu este un stat paralel, nu e un sistem paralel la sistemul tradițional. Nu, este în cadrul sistemului de învățământ din România, doar că are alte dimensiuni, pe care încerc cât de cât așa rapid să vi le, fără să mă plictisesc foarte tare. Avem, argumentul estetic este legat de spațialitate, asta vreau să sugerez, da? Sunt mai mobile clasele de step față de clasele tradiționale pe care le-a creat Nenea Comenius pe la 1632. Adică în secolul XVII. Avem argumente de tip psihologic. Să nu cumva să credeți că step-ul, filosofia step-ului
este de ultimă generație, este de 25 de ani încoace de când este pe România. Nu! Eu m-aș duce cu gândul, și aici este mai experimentat colegul profesor Albulescu, și la marele iluminist Jean-Jacques Rousseau, pentru că și el avea ideea aceasta de a centra instruirea pe copil, cum și dumneavoastră centrați desăvârșit instruirea pe copil. După aceea avem argumentele din zona lui John Dewey, din zona lui Piaget, Erik Erikson și așa, până la Gardner, pe care îl știți, desigur, suntem deja prieteni cu Howard Gardner și cu ale sale inteligențe multiple. Step-ul permite acest lucru, avantajează din perspectiva aceasta. Avem argumente relaționale, stimați colegi. În step se permite să se întrebe. Copiii din step au dreptul să întrebe. Avem o grămadă de alte argumente pe care, desigur, nu am timpul și nu sigur voi veni pe secțiuni, pentru că vreau să vă văd și de aproape, prin care, repet, fără să facem concurență învățământului rațional, trebuie să aderăm. În viața noastră avem pe acel alter. Alternative educaționale poate că ne dau șansa de a descoperi alter ego-ul nostru. Mai devreme sau mai târziu. Sper că acest simpozion interjudețean să dospească, la anul să devină național, iar peste 2 sau 3 ani să devină deja o conferință internațională, în care să ne aducem și partenerii din alternative, din țările cu care mai colaborăm. Și, domnule, aveți cuiu aici? Păi dacă l-aveți cuiu, hai să adățăm, nu? Step by step-ul în cuiu domnului primar de aici și în cuiul sighetenilor și să nu uităm. Vă doresc succes și mulțumesc și eu pentru vă. Sunt foarte bucuroasă că văd multe fețe cunoscute, pentru că sunt, cred că, 7 ani de când aparțineți centrului nostru de formare. Cred că eu, din câte am calculat, cam așa. Deci avem oarecum, cum să zicem, vârsta școlarității, putem fi clasa în vechi de toate știute, în ceea ce ne privește relația dintre formator și formabil. Vreau înainte de toate să încep prin a vă saluta din partea Centrului de Educație și Dezvoltare Profesională Servaster București, doamna director Carmenică și Adriana Dobrițoiu, care răspunde de învățământul primar la Centrul Servaster. Și să vă spun că se bucură că ne preocupă soarta stepului, că ne preocupă calitatea și să vă mulțumească că doriți să abordați acest tip de, zic eu, de, în primul rând, această alternativă educațională, de această modalitate de a lucra cu copiii, pentru că, după cum este deviza stepului, copilul este născut pentru a reuși. Și noi, din start, așa trebuie să-l vedem. Apoi vă transmit salutul Inspectoratului Școlar. Dacă toți suntem parteneri, se pare că și sperăm să continuăm, așa cum a spus domnul Catalanu, să dospească acest simpozion și să ne vedem de ce nu și la Bistrița. Apoi, al meu, în calitate de astăzi sunt ASTEP-ului, nu inspector pentru învățământ primar al județului Bistrița Năsăul, pentru că oricum sunt oarecum judecată că sunt părtinitoare cu oarecum colegelor de la STEP, dar astăzi sunt chiar oarecum trepistă, cum să vă zic așa, și să mă bucur să vă mulțumesc că sunt aici. Aș vrea să spun încă despre ceea ce înseamnă evaluarea. Am parcurs probabil vreo 200 de verificări, de inspecții de specialitate pe ceea ce înseamnă evaluarea și dacă domnul Stan vrea să mă corecteze lor de ceea ce vreau să spun, un lucru am observat și dacă veți avea ocazia să transmiteți acest mesaj, următorul lucru, știți ce ne lipsește foarte mult? Capacitatea de a ne autoevalua. Competența autoevaluativă pentru noi, eu vorbesc pentru dască, nu pentru copil. Copilul, destul de rar, îl punem în situația de a se autoevalua, dar pentru noi, ca să vedem cum putem lucra mai mult, mai bine, mai pe înțelesul copilului și mai centrat, ca să intrăm în principiile alternative pe copil.
foarte, foarte rar am întâlnit o autoanaliză și fiecare acolo să-și găsească oare îmi trebuie mai mult timp pentru acele cunoștințe, oare îmi trebuie alte resurse materiale, oare îmi trebuie alte strategii de lucru la clasă, oare de ce am nevoie? Nu mi-au răspuns niciunul dintre învățători, pot spune, decât așa parțial acest răspuns. De aceea spun că în step by step nu putem construi ziua de mâine fără să am o discuție cu partenera și să ne gândim unde la centrele de activitate nu au lucrat copiii decât parțial și toți, vreau să spun, că dacă unul, doi se întâlnă. De aceea spun că step by step nu ne duce și ne limitează timpul, ne dă șansa nu neapărat să lungim parcurgerea unor conținuturi știu cât plin, dar ne dă șansa să fim pe puterea copilului, pe înțelesul lui, pe ceea ce el poate, când poate, cu ce poate și bineînțeles în echipă cu mine. Totodată sunt în asentimentul dumneavoastră că noi suntem niște norocoși. Într-adevăr, ne considerăm în categoria norocoși pentru că la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș avem oameni care au toată deschiderea spre ceea ce se întâmplă în școli. Ne bucurăm de o strânsă colaborare cu doamna inspector școlar Mariana Ferțigan. Vă salut stepistelor din interiorul sistemului și nu din exteriorul lui. Vă vorbesc cu educatoare cu mulți ani pe chimă, care a intrat în alternativa step by step nu printre primele, dar nici printre ultimele, deci cu 20 de ani în urmă. Eu simt că această alternativă mie personal mi se potrivește ca un lucru. Că m-am găsit pe mine ca educatoare lucrând în alternativa step by step. Când mă voi întoarce, că vine un moment al întoarcerii fiecăruia acolo unde e locul, mă voi întoarce la grupă unde mi-am ținut cu sfințenie de 7 ani postul în alternativa step by step și mi-am ținut și colega cu care vreau să fac în continuare echipă. Mă bucur mult că sunt cu dumneavoastră astăzi aici, deoarece vreau să vă împărtășesc și eu câteva lucruri pe care am reușit să le realizăm la nivel instructorului școlar și nu numai. Facem așa o trecere firească de la învățământul primar la învățământul preșcolar. În Maramureș noi avem 30 și ceva pe grupe, 36 de grupe în alternativa step by step, dar nu avem atâtea clase care să ne preia copiii. În timp ce la preșcolar am dezvoltat multe alternative, la Baia Mare, de ani de zile, alternativa step by step stagnează. S-au mai deschis aici la Sighet. Părinții întreabă, ok, îmi scriu copilul Andrean într-o grupă step, ce fac eu când termina? Că nu se mai pot acomoda la învățământul tradițional. Din păcate, noi știm adevărul, copiii se acomodează, că dacă mă induce în școală, ce am lui să facă? Că nu are posibilitate, da? De puține familii cred că respectă acel principiu de a-și duce copilul să visteze școala, să o cunoască pe doamnă și decide cu cunoștință de cauză. De cele mai multe ori facem influență de tot felul ca să ajungem într-o anume clasă, la anume doamnă, că trebuie să recunoaștem învățătoarele și educatoarele pun brand-ul și nu școala, nu clădirea, nu zidurile, da? Eu n-am auzit părinții când vreau neapărat în grădința aia, îmi spun, vreau la doamna, ajutați-mă să ajung în grupa doamne. Asta este adevărul și părinții sunt judecătorii noștri. Ce am reușit să facem bun, la concurență cu Bistrița, am devenit și noi mai mare centru național de formare pentru preșcolari. Suntem 3 formatoare naționale, ăsta al 2-lea an de când activăm, 2 Corine tinere și cu mine. Anul acesta, așa și avem și o grădință de training, grădința asta mai este din Marmară, care are toate grupele alternative, așa se și numește, de la înființare. E prima dintre grădinițele din Maramureș care a intrat cu 25 ani în alternativă. N-am reușit, din păcate, să ne sincronizăm cu Ana programul. Suntem 2 persoane foarte ocupate și importante. Vreau acest simpozion să o desfășurăm în mână, da? Pentru că noi vom face la sfârșitul lunii, deoarece la sfârșitul lunii și-au arătat disponibilitatea de a veni la Maramureș doamnele din București, de la Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională, step by step.
Ce am reușit să facem în Maramureș am fost tot trei, asta e formula în care Maramureșul fixează întotdeauna, ori două, ori patru, și atunci Bucureștiul zice, bine, mari, trei, e bine și așa. Trei persoane am fost câteva zile la București, la niște cursuri de formare, pe evaluarea din alternativa step by step. Lucru bun, noi am început monitorizarea acestor grupe după standardele de evaluare utilizate în învățământul preșcolar. Deci până la sfârșitul anului școlar ne-am și constituit, eu știu, agenda de lucru, să reușim să vedem prin raportare la fiecare instituție și la ceea ce înseamnă respectarea principiilor. Noi nu vorbim la preșcolar de evaluare, mă și feresc și la sfârșit colegilor mele, vorbim de monitorizare, deci o să facem o scanare. Scanarea activității din o facem în perechi, timp de 4 ore, în două colțuri diferite ale sălii de grupe, cu notițe personale și învățăm să ne negociem în urmă observațiile în așa fel, încât la finalul zilei să avem o imagine unitară, o radiografie corectă, gen RMN, asupra ceea ce se întâmplă.